Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului Isus și Duhul Sfânt Ami. Stimați ascultători, suntem la o zi de sărbătoare, așa cum se spunea, așa cum este percepută binecuvântarea de copii, și m-am uitat peste pasajul acesta din cartea lui Marcu. Este un text clasic pentru binecuvântări de copii, și, deși pare foarte mult folosit, foarte des auzim referință din pasajul acesta, totuși în el sunt învățături adânci, binecuvântat să fie Domnul. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători, îmi place să citesc cu atenție pasajul și mai ales să mă uit asupra cuvintelor care arată ce a fost înainte, spune aici, apoi i-a luat în brațe, și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Adică binecuvântarea vine în urma unor lucruri pe care noi trebuie să le facem. Întâi de toate, stimați ascultători, m-am uitat și trebuie să stabilim corect prioritățile. Vrăjmașul are o strategie în vremea aceasta și nu numai acum, întotdeauna a fost deranjat de copiii care se nășteau, încă din Egipt, a spus, haideți să ne arătăm dibaci, să nu mai crească acest popor și prin diverse metode a căutat să reducă, să oprească nașterea de copii și Dumnezeu a intervenit, a adus eliberarea, slăvit să fie Domn. De asemenea, dacă ne uităm în Scriptură, pe parcursul istoriei au fost momente critice în care s-au găsit oameni care au vrut să distrugă copiii, familia, poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să intervină într-un mod miraculos, cum a fost pe vremea Esterei sau alte împrejurări din cadrul istoriei lui Israel, când vreun domnitor vrea să-și facă loc și ucidea tot neamul împărătesc. Acesta este diavolul care nu vrea ca copiii să vină pe lume. Dumnezeu are un plan și totul se desfășoară după planul său, slăvi să fie el. De aceea vreau să stabiliți corect prioritățile. Domnul s-a supărat. Ucenicii au crezut că pe primul loc este evangelizarea probabil. De ce mai deranjează aceste mămici pe învățătorul? I-a nu puteți să veniți altă dată, nu vedeți că Domnul trebuie să predice, noi trebuie să așezăm împărăția lui Israel, nu avem timp de copii. Și Domnul s-a supărat. S-a mâniat și a strigat. Lăsați copilașii să vină la mine. Trebuie stabilită ordinea priorităților, trebuie stabilită corect. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Uitați-vă la curentul vremii. Am un copil cu patru copii la rândul lui și este vecin, nu vreau să dau detalii pentru că lucrurile sunt transmise și este vecin cu o doamnă care are vreo șase câini. Copilul meu și-a luat și el un câine acolo acasă, să fie un câine în sarcul lui, îl lega ziua, la așeza cu lanțul unde era locul lui, era încă mic și seara îl închidea într-un coteț. Și doamna a fost foarte deranjată și a spus, vai, dar lăsați libertatea acestui câine și l-a luat de câteva ori, i-a dat drumul în curte, într-un loc separat, avea și ea, repet, vreo șase, am numărat eu, poate are mai mulți, nu știu. Și era foarte deranjată că se comportă cu cățelușul așa cum nu gândește ea. Dar vreau să vă spun, stimați ascultători, niciodată n-a cerut unul din copiii, că smici, drăguți, doi băieți, două fete, să ceară, lasă fetița să, să stea o zi la mine. Sau să-i cumpere o ciocolată, sau aducă să o aducă să-i ce casă, ce jucărie a rămas de la fata ei, că acum așa este la rândul ei bunică. Diavolul are o strategie. Toarnă și zic oamenii, vai, dar cum să bruschez animalele, vai de mine și uh, legea aceasta a porcului, care urmează să fie votată, vai de mine, trebuie la standarde europene, dar nimeni nu vine să spună alta este ordinea. Copiii trebuie să fie o prioritate. Copiii trebuie să fie cei care să fie în centrul atenției noastre. Aceasta este ordinea corectă și aceasta este ordinea priorităților. Eu mă bucur în această zi că sunt două familii care vin cu cel de-al șaselea copil. E un har, slăvit să fie Domnul. Pentru că este un curent, chiar în bisericile noastre. Este un curent să se oprească la doi, la trei, patru, dar de ce așa mulți nu mai vorbesc de cinci și așa mai departe? Poporul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt și cu ajutorul copiilor, poporul lui Dumnezeu se înmulțește. Slăvi să fie Domnul! Trebuie să vedem în copiii noștri, viitori slujitori în ogorul lui Dumnezeu, așa s-a născut un mare conducător Moise, așa s-a născut un mare proroc Samuel, așa s-au născut mari oameni ai scripturii, un Ioan botezătorul cel mai mare dintre oamenii născuți din femeie, așa a spus Domnul Isus, așa s-au născut după planul măreț al lui Dumnezeu. Lăsați copiii să vină, slăviți să fie Domnul. Așa ne spune Mântuitorul. Apoi, iubis și surori, foarte interesant, deosebit în scriptură, să percepem împărăția lui Dumnezeu așa cum o percepe Domnul Isus. Deosebit. Încă din vechime, Domnul a anunțat această împărăție. Aici El ne expune: împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Haideți să vă citesc din cartea profetului Isaia schița acestei împărății. Momentul istoric când va începe să apară această împărăție. Isaia, capitolul 9, vă rog să mă urmăriți, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, după cum în vremurile trecute a acoperit cu o care țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea, Neamurilor, Poporul care în blan întuneric vede o mare lumină, da? Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iaua, celui ce l-a suprea, l-a sfărâmat ca în ziua lui Marian. Căci orice încălțeminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil i s-a născut. Slăvit să fie Domnul un fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunele domnia lui David și împărăției lui și o va și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Dăm o pagină, Isaia, capitolul 11. Aici este parcă mai pregnant gândul acesta. Apoi, capitolul 11 din Isaia, o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și crenicioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și bitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Glorie lui Dumnezeu! Merge mai departe. Vaca și ursoaia ca vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună, leul va mânca paie ca boul, sugarul se va juca la gura gourii de nepârcă și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina Vasiliscului. Doamne, dar numai copii? Această împărăție în ea numai copii? De aceea a spus Mântuitorul, trebuie să vă faceți ca niște copilași. Cine nu se va face ca un copilaș, cu sentimente de copilaș, cu lacrimi sincere de copilaș, cu dragoste de copilaș, cu afecțiune de copilaș, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, stimați ascultători, pe câmpia Betleemului s-a arătat un înger. Păstorii s-au minunat de strălucirea slavei și au auzit pe acest înger spunând, nu vă temeți, vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul! Un copil, un prunc, înfășat, culcat într-o iesle. Iată semnul acestei împărății care vine. Glorie lui Dumnezeu! În centrul atenției este cel născut în Ieslea Betleemului, a venit la noi, cel mai de jos s-a dus, s-a coborât în părțile cele mai de jos ca să ne câștige pe toți, să ne aducă pe toți înaintea lui Dumnezeu. Să facă din noi o împărăție, o împărăție a sincerității, o împărăție a iertării, o împărăție a îngăduinței, o împărăție a celor ca niște copilași. Într-o zi s-au certat ucenicii și mă apropii de încheiere. Mă bucur în această zi să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Nicu Cozma. M-am bucurat să mă întâlnesc după atâția ani din nou, să ne vedem. Drumurile noastre au fost un pic, poate, la distanță, în alte zone, în alte sfere de influență, cum spunem noi, dar iată cum Domnul ne-a ajutat să fim împreună, slăbit să fie Domnul. Ce vreau să vă spun, iubiți și surori, ucenicii se frământau, are cine să fie mai mare? Și Mântuitorul îi întreabă, dar ce ați vorbit între voi pe drum? Le-a fost un pic jenă lor. Domnul știa ce discuta ei, pentru că lui nu-i trebuie informații, nu-i trebuie informatori. Cunoaște toate lucrurile, slăvi să fie Domnul. Și când a vrut să le dea o lecție, a luat un copilaș și l-a pus între ei. V-ați gândit ce făcea copilul acela între niște oameni mari? Să uita la fiecare pe rând. Cred că zâmbea pe rând la fiecare. Era așa sincer. E posibil de dragul lui cei mari ucenici să fi întins mâna spre acel copil, să dea mâna cu el. Să... Și Domnul a spus, trebuie să vă faceți ca un copilaș. Mai mult decât atât, stimați ascultători, a spus cine va, se va atinge de acest copilaș, cine va face pe unul ca acești micuți să păcătuiască. Mai bine și-ar lega o piatră de moară de gât să arunce în mare. A vrut Domnul să scoată în evidență importanța trăirii vieții de credință ca un copilaș. Mă bucur, eu sunt la cel de-al 30-lea nepot, mă bucur, este o nouă etapă în viața mea. Au lucruri deosebite copiii aceștia, nepoții. Pe copii iubești într-un fel. Ai grijă să fie educați, ai grijă să-i înveți, să-i corectezi, să-i cerți, să-i dai și cu nuiaua dacă trebuie. Câtă vreme se poate cu nuiaua. Când nu se mai poate cu nuiaua, vii cu rugăciune, cu post, cu strigăte către Domnul, cu lacrimi. Spunea Duhul Sfânt la un moment dat, soției mele, ai așa ca o un bolovan, ca o piatră, care vrei să o topești. Nu se va putea numai cu lacrimi. Și așa a fost, slăviți să fie Domnul. Lacrimile soției a topit uneori încăpățânarea acestui copil. Și dacă mama îi spunea, nu face așa. Ba da, s-a agitat, mergea până la ușă, mergea până la poartă și se întorcea. Spunea, mame, ai dreptate fac ce spui tu. Vedea lacrimile ei, vedea rugăciunile ei, le asculta de multe ori, asculta o mamă, trebuie să se roage, să se roage mult. Pentru că cu rugăciuni au fost protejați mulți copii din Biblie. Și nepoții spun lucruri frumoase. Nu vreau să mă laud, am văzut că creează un pic invidie. Spunea cineva despre unul din nepoții mei că a citit Noul Testament și avea undeva, abia, nu era încă la școală, între 5 și 6 ani. Și a, a citit Noul Testament, dar cineva o să da, cine poate verifica dacă el a citit Noul Testament. Dar copilul acesta, sincer, a venit la mama, mama, am citit, am citit despre omologul de la Poarta Frumoasă. El a auzise mereu în casă despre omolog, omul care are aceeași pregătire cu tine, auzea unchii care spunea omologul meu și când a citit, a spus, am citit despre omologul de la Poarta Frumoasă. Îți vine să zâmbești, pentru că copilul a fost sincer, a citit și de asemenea spunea el, foarte interesant, zicea, mami, am citit în cartea Apocalipsei și uh, despre moartea a treia. El a citit despre moartea a doua și a crezut că dacă este moartea a doua, este și moartea a treia. Deci, sincer, înseamnă că copilul a trecut prin carte, a citit din cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri atât de frumoase și uh, trăim o nouă etapă prin nepoți. O nepoțică și-a luat stretoscopul tatălui ei și a spus, eu vreau să fiu asistentă ta, tată. Și venea și ne spunea, îmi spunea, eu sunt asistenta al lui tatii, dar spunea ea, nu eu vindec, tata vindecă. Așa trebuie să fim noi în lucrarea lui Dumnezeu. Când facem o lucrare, când facem o ungere cu un pentru vindecare, trebuie să spunem ca și fetița aceasta, nu noi vindecăm, tata vindecă, slăvi să fie domn. Iată lucruri frumoase, o nouă etapă. Stimați părinți, timpul va trece, veți deveni bunici, aveți în continuare aceeași misiune. Mântuitorul a pus bazele acestei împărății și a spus stabiliți corect prioritățile. Sunt oameni care zic, da, eu am o carieră, doamne, doamna senator, doamna doctor, doamna deputat, doamna primăriță, eu știu ce, este o ordine jos. O prioritate pe care a stabilit-o domnul. Este o perioadă în care mama trebuie să aibă copii. Așa este drumul acesta. Binecuvântarea vine în urma stabilirii corecte a priorităților și binecuvântarea vine în urma perceperii corect a împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să ne facem ca niște copilași, să moștenim această împărăție frumoasă. Eu am spus și, poate că am exagerat, dar eu așa am simțit, am zis, veșnicia va fi o copilărie nesfârșită. Ne vom bucura totdeauna cu Domnul. Dar sincer ne vom bucura ca niște copilași. Domnul să ne ajute să ne facem ca niște copilași să percepem împărăția lui Dumnezeu ca niște copilași, să fim cu adevărat copii a lui Dumnezeu. Căci un copil ni s-a născut, se apropie această sărbătoare, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Amin.